Deci am intrat aseară pe TikTok, că n-am mai intrat de ceva vreme și mi-au apărut foarte multe videoclipuri de la ziua lui Culiță, printre care și comentarii, că na, tot felul de comentarii, dar câteva din ele m-au amuzat foarte tare, care sunau cam așa, uite și pe asta lui Culiță, o sta prin America pe la școli și acum ascultă manele halal educație. Dar pe la cât s-o da legea asta? Că eu nu știu dacă eram aici. Pe la cât s-o da legea asta? Sau în ce dată? Că dacă asculți manele, îți reflectă gradul de inteligență. Și dacă tot s-o pus în contextul ăsta cu America, că asta e cea mai amuzantă chestie, că se compară educația cu manelele, să știți că și în rap, în hip-hop, ce se ascultă în America, cei care ascultă știu că este vorba foarte mult de fală, de dușmani, de... Nu mai compar genurile muzicale, că nu-i domeniul meu, dar ați înțeles ideea. Și da, asta m-a amuzat foarte tare, că se compară inteligența cu faptul că a spus manele și că în România, în continuare, mi se pare că e o laudă să spui că tu nu asculti manele pentru că ești o persoană mult prea cultă ca să asculți așa ceva. Ei bine, credeți-mă că gradul de inteligență nu se reflectă în muzica pe care o asculți. La revedere!